Primăria Drobeta Turnu Severin implementează un proiect smart pentru reducerea birocrației din municipiul nostru, proiectul fiind finanțat cu fonduri europene. Procedurile se vor simplifica nu doar pentru cetățeni, ci și pentru angajații primăriei, care vor putea soluționa mult mai repede solicitările, scurtând astfel durata de răspuns. Pandemia de COVID-19 a reprezentat o provocare, în primul rând, pentru sistemul sanitar și cetățeni. În același timp, organizațiile și administrațiile locale au trebuit să se adapteze noi realități. Pe lângă alocări pentru sănătate, asistență socială, sectorul cultural și alte măsuri importante, o modalitate necesară de răspuns rapid a fost și accelerarea procesului de digitalizare. Un cetățean a venit și a depus un document, o cerere la o primărie, Din momentul acela, documentul este monitorizat până se va ajunge la o rezolvare, da? Vedem când a plecat de la registratură, la ce serviciu a mers, cât a stat la serviciul respectiv, dacă acolo a găsit rezolvare sau mai e un alt serviciu care trebuie să continue rezolvarea acelui. Deci eu, ca și primar, mă pot uita în momentul în care... În timp real știți la ce, unde este documentul lucrarea. Registrat cu numărul 1050, da? Văd exact, l-am băgat, văd exact la cine, cum și în ce mod. În acest moment, primăria nu beneficiază de un astfel de sistem, întrucât în aceste zile va fi implementat un proiect smart pentru reducerea birocrației. Acest proiect va fi realizat din fonduri europene, mai exact 4,2 milioane de lei. După implementarea acestui nou sistem, integrat, cetățenii pot depune online declarația impunere auto, declarația impunere clădire. Vrei să vinzi o mașină, vrei să vinzi o clădire. Declarație impunere teren, cerere și eliberare, certificat fiscal online, recepție, decizie de impunere, nu mai presupun deplasarea acestuia la sediul instituției. Angajații primăriei pot soluționa mult mai repede solicitările cetățenilor, deoarece nu mai este nevoie de introducerea datelor manual în sistem, ele fiind deja introduse, doar trebuie să valideze veriditatea lor. În acest moment, pentru a declara un bun, pentru a scoate în evidență un bun sau pentru certificatul fiscal, cetățeanul trebuie să se prezinte la Direcția de Taxe și Impozite. Ulterior, trebuie să revină să ridice documentele pentru care se efectuează cererea în prealabil. Însă, vremurile în care cetățenii stăteau la cozi vor fi date uitării odată cu implementarea acestui proiect smart pentru reducerea birocrației din municipiul nostru. Odată, eficientizăm activitatea internă a instituției, în sensul că vor fi implementate niște module de specialitate care inițial nu erau în instituție, că vorbim de un sistem de management al activității de urbanism, un sistem de management al patrimoniului instituției și așa mai departe, sau diverse extinderi pentru impozite și taxe, astfel încât să se facă o interacțiune mai ușoară și cu cetățeanul, dar și cu diverse instituții, biroul executorii judecătorești, ANAF-ul. E o chestie foarte complexă. Și separat de aceste module de specialitate, vom asigura o interacțiune ușoară cu cetățeanul. În sensul că vom ieși cu servicii online pentru cetățean, astfel încât deplasarea acestuia la instituție să se facă fizic extrem de rar, doar în situații deosebite, și grosul activităților uzuale cu care interacționează cu instituția să se desfășoare online, printr-un cont de aplicație pe portalul primăriei, dar atât cât și prin aplicație pe telefonul mobil. Edilul orașului menționează faptul că inclusiv certificatul de urbanism și autorizația de construire vor putea fi obținute online. Orice cetățean care își cumpără o casă, un automobil, poate declara online, nu va mai fi necesară deplasarea la primărie. Angajații instituției prin intermediul aplicației pot vedea în timp real stadiul în care se află o cerere, de ce ar mai fi nevoie într-un dosar și astfel pot comunica mult mai ușor cu cetățenii, evitându-se cozile de altă dată. Prin achiziționarea acestui sistem integrat, Direcția de Impozite și Taxe va facilita activitatea fiscală în relația cu cetățenii. În ceea ce privește depunerea documentelor de către cetățeni, a declarațiilor și completarea acestora automată prin crearea contului și utilizatorului în aplicația Avantax și totodată vă vor primi acele documente, acele contracte de vânzare-cumpărare care în acest moment sunt vizate și depuse declarațiile prin ghișele Direcției de Impozite și Taxe, vor putea fi semnate digital de către funcționarii publici ai Direcției de Impozite și Taxe. Totodată certificatul de atestare fiscală este unul dintre documentele
foarte solicitate de către cetățenii municipiului, acest document va putea fi solicitat și emis online semnat digital. În ceea ce privește emiterea documentelor fiscale, certificatul fiscal digitalizat și semnat digital este recunoscut deoarece a apărut ordinul de ministru. În ceea ce privește atât emiterea în format electronic, cât și semnarea digitală a certificatelor fiscale și a contractelor de vânzare-cumpărare. Ordinul Ministerului de Finanțe este în concordanță cu ordinul MAI în ceea ce privește înmatricularea în circulație și deci acest contract semnat digital este recunoscut de serviciul înmatriculării.